ocazia primei ediții a anului Omagial Ovidius, în care aniversăm 2060 de ani de la nașterea poetului și comemorăm 2000 de ani de la moartea sa, Primăvara Artelor va readuce în prim plan amfiteatrul din Parcul Tăbăcărie. Acesta va deveni scena mai multor spectacole de teatru, susținute la sfârșit de săptămână de către actori de la Facultatea de Arte a Universității Ovidius. Cu această ocazie, conducerea facultății împreună cu Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului își propun reabilitarea Arenei Romane. Ne-am dorit ca anul acesta primăria, dacă nu noi, vom face tot posibilul să reabilităm acest amfiteatru, pentru că merită, pentru că face parte din istoria orașului nostru și foarte mulți dintre noi am petrecut acolo clipe frumoase. Universitatea Ovidius, împreună cu Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, a pregătit deja un proiect pentru restaurarea acestui simbol al orașului. Așteptăm să se deschidă liniile de finanțare nerambursabilă pentru cultură la Primăria Constanța și apoi vom depune acest proiect. Sperăm să fie acceptat și anul acesta să reușim să reabilităm. Potrivit inițiatorilor, reabilitarea amfiteatrului ar putea dura aproximativ o lună.